sunt Tatiana Anastas și vă prezint știrile Pro TV, iată care sunt cele mai importante subiecte. Benzina și motorina s-au scumpit în medie cu un leu, iar șoferii spun că noile prețuri îi bat la buzunare. Consiliul Concurenței a fornit o anchetă urmând să stabilească de ce prețurile la legume au explodat. Tendința e că produsele vor continua să se scumpească, anunță BNM. Ex-ministrul transporturilor Iurie Chirinciuc a fost condamnat la 3 ani și jumătate de închisoare pentru trafic de influență. Decizia nu este definitivă. Benzina s-a scumpit cu 1 leu și 10 bani, iar motorina cu 85 de bani. Mai multe stații de alimentare au afișat încă de aseară noile prețuri, după ce în martie carburanții s-au ieftinit cu câteva zeci de bani. ANRE nu mai reglementează tarifele de 2 luni, iar petroliștii le stabilesc singuri. Ultima dată nu era așa scump, deci nu știam că era în jur de 16 lei. Acum 17,47 benzina, oho, bine de tot. De ieri s-a scumpit încă. Ieri s-au scumpit cu 1 leu. Se simte tare la buzunar, da? Ce să-i facem? Așa e. Astăzi, un litru de benzină se vindea cu 19 lei și 45 de bani, iar un litru de motorină costa 17 lei și 45 de bani. Prețurile diferă cu câțiva bănuți de la o stație pe cola la alta. Dacă fac acel kilometraj pe zi, de 30 km, în jur de 100 de lei am să chitlă, n-ar mai mult. Pe an 1200 lei. Da, desigur, într-adevăr. Nu, asta nu depinde de noi. Taximetrist pe benzină. Și atunci o să vă cam usure la buzunar. Foarte tare. Pentru că ea iese și la metan, dar totuși noi în fiecare săptămână turnăm benzină și se simte foarte tare. Deocamdată nici ANRE nu are date totalizate cu privire la majorări. Rețelele de alimentare sunt obligate să anunțe agenția în termen de 3 zile de la modificarea prețurilor la carburanți. Ca oamenii simpli care merg numai pe motorină și pe benzină, pentru dânsă e dureroasă. Eu așa mă gândesc. Trăim într-o țară de minuni. Sau de minunați, nu știu cum să zic. Nu am reușit să aflăm motivul acestor scumpiri. În general, prețurile la combustibil se calculează în funcție de costul carburanților pe piața internațională, valoarea accizelor modificate anual și devierile care au loc periodic la cursul valutar. La începutul lunii martie s-a stabilit că ANRE nu va mai impune o limită de preț la carburanți. De atunci, benzinăriile calculează prețurile și le afișează când consideră necesar. Singura condiție este ca profitul să nu depășească 10% anual. Cei care încalcă această regulă riscă să rămână fără licență. În Moldova, o simplă ciorbă devine un lux pentru mulți oameni, mai ales pentru pensionari. Prețurile la majoritatea legumelor au explodat, astfel că unii sunt nevoiți să iasă din magazin cu punca aproape goală. Consiliul Concurenței a anunțat astăzi că a pornit o anchetă pentru a stabili ce stă la baza scumpirilor. Vom pune în coș cantitatea de legume de care ar avea nevoie o familie compusă din 2 copii și 2 adulți pentru câteva zile, de exemplu, pentru a pregăti o ciorbă. Kilogram de cartofi noi costă 31 de lei și 65 de bani. Punem 2 kilograme. Un kilogram de morcov spălat costă 16 lei și 85 de bani. Să avem și ardei în ciorbă, însă ținând cont că costă 92 de lei și 85 de bani, vom pune doar 2. Adăugăm și roșiile. Pentru un kilogram vom plăti 40 de lei și 80 de bani. Și o rădăcină de țelină și desigur și câțiva ardei iuți. Și cumpără verdețuri. Pentru ceapa verde vom plăti aproape 19 lei, iar pentru mărar 13. Aproape 300 de lei trebuie să plătim pentru câteva ciorbe de post și poate și o salată. Dacă mai doriți și carne, trebuie să căutați bine prin buzunare. Potrivit Biroului Național de Statistică, legumele sunt mai scumpe anul acesta decât anul trecut cu 30%. Ceea ce vedem în magazine sau la piață arată că explozia prețurilor este chiar și mai mare. Smâșcate! Pentru cât va ajunge? Care o săptămână mănâncă cu bucățica. Dacă avem și bolnavi, trebuie să ne cătăm de sănătatea alea, dacă cu pensia de 1000 și o țără. L-am întâlnit la cumpărături și pe fostul ministru de externe, Nicolae Cernomaz. Nici el nu și-a permis să-și pună prea multe în coș, spunând că este uluit de această situație. Puțini cartofi tot. Păi da, dar e 31 de lei, uitați-vă câte. Eu nu țin minții așa prețuri.
să fi fost cam ani de zile. Înainte, în timpul sovietic, era o glumă că toți calcula câte sticle de rachiu poate cum de vodcă. Dar acum câți kilogram de cartofi poate cumpere din pensia asta? Acest cuplu de pensionare a venit la piața centrală după legume. Cei doi au tot comparat prețurile și au mers cu punga goală de la o tarabă la alta, în speranța că vor găsi ce să ia după buzunarul lor. Ajunge bani să cumpărați ceea ce vă propuneți? Eu azi am venit și eu m-am... Pensie nu știu. Iar acest bărbat, care este tata a 7 copii, ne-a spus că după ce va găti cartofii, de nevoie va face mâncare și din coj. Pe 3 kilograme de cartofi am dat 55 lei. Am rămas bani în portofel. Dar de unde e acat? Mi-a rămas 2 lei de urși acolo în curechi. Te-o bucat de cartofă la fiecare, dar ce să facem? Trebuie să trăim. Ea ca mai șerbim și corjile, că nu le aruncăm. Și le mâncăm și pe astea, le coasem pe pletă, dar ce să faci? Noastră glumiți acum. Nu glumesc, dacă vă spun că așa e. Vedeți la cine aduce Moldova asta. Maria a venit la Chișinău după legume din satul Cimișeni, Criuleni. Și-a cheltuit toți cei 300 de lei pe care i-a luat, dar în lista de cumpărături a bifat mai puțin de jumătate din cele necesare. Trebuie și medicamente, dintr-o 1300 nu s-a ajuns. Am lucrat 30 de ani la Citiun și uitați-o, la ce a ajuns om. Nic. Vânzătorii spun că nu știu din ce motiv prețurile au sărit atât de mult. Ei susțin însă că cumpărători au mai puțin. Cu mult îi scumpă. Dar de ce s-a scumpit anul ăsta așa de tare? Nu ne-am scumpit noi, doamne. Ievișca, nu ne-am scumpit noi de atât, pentru că când unde cumperi producția asta, producția e... Nu. Noastră e primii cartofi la Cahul. Chiar mă apar la Ștefan Vodă, chiar mă la Creule. De ce așa de mult? Scumpic pentru că-s primii. Când ați iați Ștefan Voz și Criuleni, prețul a scadă în jos. Între timp, Consiliul Concurenței anunță că s-a autosesizat și a pornit o anchetă pentru a stabili cauzele scumpirilor. Într-adevăr, s-au invocat și înțelegere de cartel, ceea ce până la momentul actual putem spune că sunt doar niște afirmații, că nici sesizările care au parvenit n-au venit cu careva suport probatorii. Și fructele se vând la prețuri mari. Un kilogram de cireși de import costă în unele magazine 270 de lei. Un calcul arată că poți să plătești o călătorie cu troilei buzu cu o singură cireașă. Curtea de apel l-a condamnat aseară pe fostul ministru al transporturilor, Iurie Chirinciuc, la 3 ani și jumătate de închisoare cu executare, deși prima instanță i-a dat o pedapsă cu suspendare. Decizia poate fi atacată la Curtea Supremă. Chirinciuc este acuzat de trafic de influență și a fost reținut în aprilie 2017. El ar fi făcut presiune asupra unei companii care repara șoseaua de centură a Chișinăului să cedeze jumătate din lucrarea altei firme. Totodată ar fi cerut să fie reparat din bani publici un drum de lângă o companie din Ungheni care îi aparține. Chirinciuc ne-a spus că va face declarații după ce va primi decizia motivată. Deși trăiesc în oraș, se simt parcă izolați de civilizație, o spun mai mulți locuitori din Călăraș, care se plâng că de ani de zile nu se pot conecta la sistemul centralizat de canalizare. Mahala parcă e stație de epurare aici. Înțelegeți? E un miros urât de tot. Mai răbdați cel puțin un an, răspunde primarul orașului, care spune că nu are bani pentru lucrări. Rămâneți cu noi ca să aflați întreaga poveste. Prețurile la produsele alimentare vor continua să crească, o spune guvernatorul Băncii Naționale, care a prezentat astăzi raportul asupra inflației pentru primul trimestru. Astfel, până la sfârșitul anului, BNM estimează o inflație de peste 5%. Guvernatorul BNM, Octavian Armașu, susține că rata inflației s-a majorat cu până la 2,8% în luna martie acestui an și cu 3,2% în aprilie. S-a întâmplat în urma creșterii prețurilor la produsele alimentare. Recolta bună din anul precedent în Republica Moldova și în regiune a cauzat reducerea prețurilor la produsele alimentare în vara-toamnă anului 2018. Odată cu inviorarea prețurilor de export și diminuarea stocurilor, în 2019, trendul prețurilor la produsele alimentare s-a inversat. Astfel, până la finele anului vom plăti și mai mult pentru produsele alimentare, dar nu și pentru combustibil, susține Armașu. Prețurile grementate vor avea un șoc temporar, pe când majorarea prețurilor la combustibil va fi una nesemnificativă. Creșterea prețurilor la produsele alimentare nu este un fenomen caracteristic doar Republicii Moldova, dar este o parte componentă a tendinței mondiale. Totodată, responsabilii mai spun că în primele 3 luni ale acestui an, transferurile în ruble s-au redus cu 46%, iar în dolari cu 18%, față de aceeași perioadă anului trecut. În schimb, transferurile în euro au înregistrat o majorare cu 11%. Evoluția transferurilor, înregistrată pe parcursul ultimilor ani,
evidențiază o reorientare geografică a transferurilor din mijloace bănești spre țările din Uniunea Europeană. Potrivit lui Armașu, inflația va constitui până la sfârșitul acestui an 5,1% și 6,5% în 2020. O femeie a murit după ce a fost strivită de un autocar de pe ruta Chișinău-București. S-a întâmplat aseară la autogara centrală din Chișinău. La volan se afla un bărbat de 47 de ani. El le-a spus polițiștilor că vehiculul era parcat, iar după ce l-a pornit din loc, a văzut că femeia era la pământ. Martorii susțin că ea ar fi dormit sub autocar. Nu se știe cine este victima, care, potrivit oamenilor legii, ar fi avut în jur de 60 de ani. A fost cod galben de vreme extremă în mai multe localități din România. În Bistrița a năsăut o ploaie torențială care a durat nu mai mult de 30 de minute, a dus viituri puternice și mai multe gospodării au fost inundate. Potopul a făcut prăpăci în județul Mureș. Unde să mă duc? În localitatea Brâncovenești din Mureș, totul a început cu o grindină puternică și deasă, apoi a venit potopul. Localnicii au privit neputincioși cum apa, cu o forță greu de imaginat, rupe totul în cale și le intră în gospodării. O viitură, rupere de nor, apa acumulată s-a revărsat în comună. De o palmă a fost gheața, cât alunele. Grădinile sunt distruse, cum? Tot. Viitura a afectat în doar câteva minute sute de gospodării și din localitățile Dumbrava, Petelea și Gorești. 14 minute, 15 minute a durat. Avem și în pivniță apă. Unde să mă duc? Unde să stăm în casă? În apă? Și în Bistrița Năsăud a fost prăpăd. Fel de pivniță era în reconstrucție, urma simte în reconstrucție chestia asta. S-a inundat, a intrat apa din curte în casă. Militarii și pompierii au fost mobilizați, iar peste 30 de persoane au fost evacuate din locuințele pline de apă. Vremea rămâne instabilă și în zilele următoare, anunță meteorologii români, iar în toată țara sunt prognozate ploi. Bărbatul acuzat că a omorât tânăra de 20 de ani care a fost găsită într-o geantă pe malul lacului din Grătiești a fost condamnat la 15 ani de închisoare. Procurorii susțin că vor ataca decizia primei instanțe cerând detenție pe viață. Crima a fost săvârșită în mai anul trecut în casa inculpatului din orașul Cricova. Individul a omorât-o după un scandal, apoi a pus corpul în geantă, a luat un taxi și l-a dus la Grătiești. Bărbatul de 33 de ani nu și-a recunoscut vina. Trăiesc în oraș în condiții ca la sat. Mai mulți locuitori din Călăraș se plâng că nu sunt conectați la sistemul centralizat de canalizare. Oamenii și-au făcut haznale în curți, dar spun că asta nu este decât o soluție temporară, așa că s-au plâns la primărie. Responsabilii de acolo dau din umeri și susțin că nu sunt bani pentru lucrări. De când se ține minte, mătușa Nadejda locuiește pe strada Alexandru cel Bun din Călăraș și spune că de ani buni încearcă să se conecteze la sistemul centralizat de canalizare, dar fără vreun rezultat. O asfacă și asfacă și măsoară și pe la deal și pe la vale, dar nu mai fac nică. Și am uia, zic, fiindcă e aici de am remont, și zic să mergem o dată, să nu strâși de 10 ori drumul. Nu trebuie să mai muncească o dată în rodul, că văd că vin sărașii și muncesc aici. În aceeași situație sunt numeroase familii de pe aceeași stradă. Oamenii sunt nemulțumiți că, deși trăiesc într-un oraș, se simt parcă izolați de civilizație. Toată mahala parcă e stație de epurare aici, înțelegeți? E un miros urât de tăiat. Localnicii și-au făcut haznale în curți, dar se plâng că soluția pe care au găsit-o este doar una temporară. La toate gropile astea care de canalizare se scurge în fântână. Eu curăț permanent, uitați acolo, eu o femeie curăț și se împle ecabiceul din partea asta și tot se duce la vale. Asta e strașnic, asta e un dezastru. Cum era Soiuzul, am ia văd că tot așa se prăbujește, măcar că e democrația. Recent a început să fie reparat drumul central, așa că localnicii au mers la primărie și au cerut să fie instalate țevele de canalizare, înainte ca să se toarne asfaltul. Ne-am adresat la domnul primar ca să ne facă cumva să ne ajute să ne unim canalizarea centrală orășenească, care se află la 200 de metri de noi. De cealaltă parte, primarul susține că pentru lucrări ar fi nevoie de 9 milioane de lei, bani de care localitatea nu dispune. Alexandru cel Bun, după ce când terminat drum, noi nu putem să facem conform proiectul care a fost, dar cel puțin coordonat cu administrația drumului, ca pe lungul drumului R1,
Turnul Eiffel a prins viață fiind luminat în zeci de culori și proiecții cu efecte speciale. Francezii au marcat 130 de ani de când cel mai cunoscut simbol al țării a primit primul vizitator. Spectacolul a început odată cu lăsarea întunericului. Vedeți cum a fost atmosfera în câteva minute la știri. Vladimir Zelenski va fi în curând președinte cu acte în regulă. Rada Supremă de la Kiev a stabilit că ceremonia de investire în funcție va avea loc pe 20 mai. Moscova a reacționat spunând că președintele Vladimir Putin nu a fost invitat la eveniment. Am luat rішення щодо проведення складання присяги українському народу новообраним президентом України Зеленським. 20 travnia. Astfel, luni, la ora 10 dimineața, Vladimir Zelenski va depune jurământul și va deveni oficial președinte al Ucrainei. Inițial, el și-a dorit ca ceremonia să aibă loc pe data de 19 mai, însă după lungi discuții, Parlamentul de la Kiev a stabilit o altă dată. În sfârșit, a scris Zelenski pe pagina sa de Twitter, precizând că speră că în viitor Rada Supremă va lua deciziile importante într-un timp mai scurt. Echipa sa nu a anunțat deocamdată care oficiali străini vor fi prezenți la eveniment. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a declarat că Vladimir Putin nu a primit o invitație deocamdată. Fără a avea experiență în politică, Vladimir Zelenski a fost ales președinte, devansându-l cu mult pe Petro Poroshenko, care a condus Ucraina din 2014. Zelenski este un actor renumit în țara vecină. În 2015, în filmul Sluga Naroda, el a jucat rolul unui profesor care devine șef de stat. Peste 4 ani, scenariul a devenit realitate. Dorin Chirtoacă susține că este gata să candideze din nou la funcția de primar al capitalei dacă vor dori locuitorii. El spune că urmărește cum proiectele inițiate de el bat pasul pe loc. Astăzi, liberalii au marcat 207 ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Țarist și deși în alți ani asemenea manifestație, cei de la PLV ne-au un număr mare, astăzi au fost doar câțiva membri. Fostul primar al capitalei, Dorin Chirtoacă, nu exclude că va candida pentru a patra oară la primăria capitalei. Că ei s-au împotmolit și nu pot continua nici măcar proiectele europene pe care le-am pornit, le-am derulat. Doar trolebuzele mai merg, în rest le-au blocat pe toate. Dacă locuitorii Chișinăului vor considera că nimeni altcineva mai bun nu este să ducă drapelul Chișinăului mai departe, o voi face. Dar asta se vede pornind de la întâlnirile cu ei, discuțiile care le-au în stradă, reacțiile de pe online. Mai sunt întâlniri care se fac în instituții, în colective. După ce partidul pe care îl conduce a rămas în afara Parlamentului în urma alegerilor din februarie, Chirtoacă susține că blocul acum și socialiștii ar trebui să găsească un compromis pentru ca democrații să nu mai guverneze. Este doar o frică a fiecăruia de a se discredita în fața propriilor alegători. Problema este că peste 4 ani, dacă Plahotniuc va menține puterea, nu vor mai avea în fața cui să mai discrediteze, pentru că Plahotniuc le va lua și aceste alegători. Astăzi, Dorin Chirtoacă și câțiva liberali au depus flori la piatra comemorativă din Piața Marii Adunări Naționale. Aceștia au marcat 207 ani de la anexarea Basarabiei la Imperiul Țarist. Fostul lider, Mihai Ghimpu, a lipsit. Dacă nu ar fi fost acel tratat ruso-turc, dacă nu am fi fost separați atunci la 16 mai 1812, astăzi am fi fost parte a lumii civilizate, a lumii europene, am fi avut prosperitate, am fi avut stat de drept, am fi avut justiție, am fi avut de toate. Politicienii care s-au perindat de-a lungul timpului la conducere au putut să vină cu schimbări. Da. De ce nu s-a întâmplat acest lucru? Pentru că acei politicieni care au dorit cu adevărat aceste schimbări au fost tot timpul în minoritate. De ce domnul Ghimpu lipsește de la eveniment? Nu este de mirare că vor fi din ce în ce mai puțini, pentru că în condițiile în care este dictatură, lumea mai are și frică, lucruri care s-a recunoscut și la noi la partid. În ceea ce îl privește pe domnul Ghimpu, domnul Ghimpu are libertatea să aleagă când să participe, unde să participe, așa mai departe. Ce face dumneavoastră acum? Mai participă la emisiuni, ați văzut și dumneavoastră. La 16 mai 1812, în urma semnării Tratatului de Pace de la București, Imperiul Otoman a cedat Basarabia Imperiului Țarist. Creșterea prețului la cartofi este nejustificată și s-ar întâmpla din cauza unor înțelegeri între importatori și comercianți, o spun reprezentanții unui ONG care se ocupă de protecția consumatorilor. Aceștia au făcut verificări după ce au primit plângeri de la cumpărători și au cerut Consiliului Concurenței să intervină. Deja de 7 luni, Andrei Grumeza locuiește în Anglia. Moldoveanul a intrat într-un magazin de unde a cumpărat 1 kg de cartofi cu 0,5 lire sterlină, echivalentul a 11 lei. Este un pound, 2 kg de cartofi, de calitate bună,
crezi că crește câte pe loc, s-a adus, nu știu, comparație la Republica Moldova, un pound este la 23 de lei, punem 11 lei 50 de bani, în care la noi cred că prețurile sunt peste măsură. Bărbatul spune că nu-i vine să creadă că magazinele noastre cartofii costă de două ori mai mult. Dureros prețurile care s-au ridicat sau care cresc ca pe grojdie și ne bagă prețuri europene care ele nu sunt europene, ele sunt prețuri de pe Africa. Mai în glumă, mai în serios, Andrei spune că atunci când va trimite următorul colet în Moldova, va pune în pungă și câteva kilograme de cartofi. Revin acasă, mie, familia, de acum plecăm cu toți. După așa situație. Dezastru, asta e corupție mare. Prețurile au crescut în mod artificial, susține directorul unui ONG care se ocupă de protecția consumatorilor. Mai mult, Sergiu Leli crede că pe piața noastră, de fapt, nu există deficit de cartofi, așa cum spuneau anterior comercianții. Prețurile s-au majorat cu cel puțin de 3 ori, spre deosebire de anul trecut când aveam un preț de până la 10 lei, la ziua de astăzi prețul variază, sau prețul mediu este de 25 de lei. Mai mult ca atât, în adresa asociației parvin foarte multe sesizări, foarte multe apeluri, unde primim chiar și poze, unde cartofii lasă, chiar și calitatea cartofiilor lasă de dorit. În urma verificărilor făcute, specialiștii ONG-ului au ajuns la concluzia că exista o înțelegere între importatori și comercianții de a majora prețul la cartofi. Considerăm că acest a fost intenționat, creat artificial la nivel local și cineva are de beneficiat în urma acestor prețuri exorbitante. Vedem, practic, o deviere sau un preț similar la mai mulți operatori, la toți reprezentanții mari supermagazine din capitală, unde prețul deviază cu diferența de un leu, doi. Centrul pentru Protecția Consumatorilor a îndemnat Consiliul Concurenții să se autosesizeze pentru a le cere comercianților să coboare prețul. Reprezentanții Consiliului ne-au spus că vor reveni mai târziu cu un răspuns. Anterior, experții de la ANSA au declarat că în ultimii ani plantațiile de cartofi de la noi s-au redus cu 2000 de hectare și acoperă doar 50% de necesități. Astfel, prețul cartofilor importați au ajuns până la 20 de lei pentru un kilogram, iar al celor crescuți în Moldova aproximativ 22 de lei. Internauții au făcut glume pe seama subiectului. Unii, de exemplu, au stabilit cursul valutar pentru mâine în baza prețurilor la legume, spunând că un euro ar costa 2 cartofi și o ceapă. Democrații și socialiștii vor face alianță în Parlament, crede Vladimir Voronin, iar funcțiile vor fi împărțite în felul următor: cea de președinte al legislativului pentru PSRM, iar cea de premier pentru PD. Ieri, liderul comunist a mai dat de înțeles că toate plecările lui Igor Dodon la Moscova sunt inutile. Democrații și socialiștii au votat împreună 484 de legi, 50%. Aceasta nu este coaliție, nu este înțelegere. Voronin e sigur că PD și PSRM vor colabora și în continuare și tot între ei vor împărți posturile de conducere. Dacă socialiștii își doresc locul de speaker pentru Zinaida Greceanu, cel de premier ar urma să revină celor din PD, crede liderul comuniștilor. Funcția se revine democraților. El poate să aibă 22 de candidatori. Aceasta poate să fie un variant. Poate să fie și o formalizare, adică de a organiza, de a formaliza o coaliție. Dar nu înțeleg eu și principii și cum. Iar despre vizitele lui Igor Dodon la Moscova, fostul președinte a spus că le consideră fără folos. Întrevederi cu Putin, dar nu mai sunt și cred că eu sper informațiile care eu le dețin din surse foarte serioase de acolo, de sus, din Moscova, nu o să fie. Pentru că el a văzut că asta e pustoi baraba, dobă. Deci să am dobă la muzică. Trebuie și de șartă ca să facă șum mare. Șef de stat în perioada 2001-2009, Vladimir Voronin a ocupat ulterior fotolul de deputat în Parlament până la începutul acestui an, când partidul pe care îl conduce nu a mai acces în legislativ în urma scrutinului din februarie. Imediat după știri începe emisiunea O seară perfectă. Anișoara Login se află deja în studio și ne spune ce ne-a pregătit pentru astăzi. Anișoara, bună ziua!
Bună ziua, Tatiana! În doar câteva ore începe cea de-a doua semifinală Eurovision 2019, unde în această seară o vom putea admira și vom putea ține pumnii reprezentantei noastre, Ana Odobescu. Ana a înregistrat un mesaj pentru toată lumea cu puțin timp în urmă, mesaj pe care îl vedem în continuare la O seară perfectă, și discutăm puțin despre concurs împreună cu Nelly Ciobanu, cea care ne reprezenta țara acum câțiva ani. Nelly însă vine cu o altă ocazie și însoțită de jurnalistul Marcel Toma, dar și femeia de afaceri Natalia Colesnic. Toți trei au fost împreună în Dubai. Ce au făcut acolo? Aflați astăzi la O seară perfectă. Vă aștept! Anișoara, îți mulțumesc! A fost mare sărbătoare a seară la Paris. S-au împlinit 130 de ani de când turnul Eiffel a primit primul vizitator. Cel mai cunoscut simbol al Franței a fost celebrat cu un spectacol impresionant de lumini și muzică. Aceasta a fost atmosfera noaptea trecută în capitala Franței. După lăsarea întunericului, turnul a fost cuprins de un dans de lumini multicolore. Sutele de LED-uri montate de ingineri au dat viață construcției de oțel. Show-ul a durat 12 minute și a fost urmărit cu sufletul la gură de localnici, dar și de turiști. Spectacolul va fi proiectat și în zilele următoare, spun organizatorii. Construit în anul 1889 de arhitectul Gustave Eiffel, turnul a fost privit inițial cu reticență, pentru că era considerat inestetic. Cu timpul însă a devenit una dintre cele mai frumoase construcții, care primește peste 5 milioane de turiști anual. Turnul, înalt de 324 de metri, are o valoare estimată la aproape 450 de miliarde de euro, cu mult peste cea a Coloseumului din Roma sau a celebrei Sagrada Familia din Barcelona. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O seară perfectă cu Anișoara Lovieni. Eu vă spun la revedere și vă doresc o seară cât mai frumoasă.